to introduce the festival. Thank you so much. Very good afternoon and namaste to everyone. Bună seara și bună ziua și namaste tuturor. It's a warm afternoon, although not as warm as it was the whole week. Este o după-amiază foarte călduroasă, dar nu la fel de călduroasă cum a fost cea de ieri. And when I was starting for the event today and I was dressed like this and after I sat in the car I realized that I'm going to a very informal event. Iar când am stat în mașină și m-am îmbrăcat în felul acesta cu costum, mi-am dat seama că de fapt mă duc la un eveniment foarte informal. So, I feel like the odd man out among this crowd. Așa că mă simt puțin ca persoana, o persoană diferită sau mă simt ciudat printre voi toți aici. Maybe I should have been dressed in a more casual way. Trebuia să mă fi îmbrăcat într-un mod mai casual. So next time maybe I'll be better prepared. O să fiu mai bine pregătit data viitoare. Well, coming to Namaste India Festival. Atunci când vin la festivalul Namaste India. From what I understand, the festival has been in place since 2010. Din ce am înțeles, festivalul a avut loc începând cu anul 2010. E adevărat, da? And every year, almost every year the festival has taken place. Și s-a întâmplat în fiecare an, da, adevărat, cu un an sau doi de pauză când a fost pandemia. And when I talk about something which has gone on for so many years, I strongly believe in the power of persistence. Iar când mă gândesc la ceva care se întâmplă pe o perioadă atât de îndelungată, îmi vine în minte cuvântul persistență sau continuitate. Because I have been in the diplomatic service for almost 25 years. Pentru că am lucrat în mediul diplomatic în ultimii 25 de ani. And I have been to various places and I have seen events starting and thereafter ending very soon. Și am văzut evenimente care au început și care s-au terminat la scurt timp după. But Namaste India has been an event which has been there for every year. Dar Namaste India a fost un festival care s-a întâmplat an de an. So congratulations to the organizers, especially to you for making this happen. Așa că felicitări organizatorilor pentru că au făcut acest lucru să se întâmple. We as embassy and also some other organizations within Romania keep on organizing events. Noi, ambasada Indiei la București, organizăm evenimente continuu. But these events are different from what Namaste India represents. Dar aceste evenimente pe care noi le organizăm sunt diferite față de festivalul Namaste India. So you would have some event of some say dance festival somewhere, you might have some food festival somewhere, you might have something to do with culture somewhere, some exhibition, and I'm talking about India, in Romania, but Namaste India is a collection of everything that represents India. De exemplu, noi putem să organizăm spectacole de dans sau o expoziție sau un alt eveniment cu anumită tematică, însă festivalul înglobează toate aspectele legate de cultura Indiei la un loc. And for those who have been to India, one of the first things that attracts you would be the cultural aspect of India or the spirituality. Și pentru cei care ați fost în India sau care veți merge, primul lucru care vă îl remarcați legat de țara aceasta este partea spirituală și partea culturală. I know that there are many fans of Bollywood in Romania, there are many fans of yoga, of the Indian food. Știu că în România sunt mulți iubitori ai filmelor Bollywood, dar și mulți practicanți yoga sau cei care iubesc gastronomia. So all this that you would have seen in India, you would be able to see that in Namaste India Festival. Deci tot ce ați putea vedea sau ați văzut în India, veți regăsi în acest festival. At the same time, I hope that your presence here today would inspire you for those who haven't been to India to go to India at some point of time. Și de asemenea sper că acest festival, prezența voastră la acest festival, dacă nu ați ajuns încă în India, vă va inspira să mergeți acolo. And I would again want to repeat that, and which I keep on telling every time, that we as diplomats or ambassadors come to countries for just a few years, for 3-4 years. Și vreau să vă reamintesc că noi, în calitate de diplomați, venim într-o țară doar pentru câțiva ani, pentru 3-4 ani. But the India lovers, or people like Juliana,
are the real ambassadors of India and Romania. Dar iubitorii culturii sunt adevărați ambasadori în țara respectivă. You should tell about yourself. O să fac o paranteză, e bine că domnul ambasador a ajuns în punctul acesta, pentru că asta vreau și eu de fapt să vă transmit, că acest festival e posibil doar datorită implicării tuturor care sunt aici cu activități, cu standuri și datorită dumneavoastră, bineînțeles. Dacă nu ați fi aici, nu am organizat festivalul și asta înseamnă că există un interes, există o pasiune și nu o pasiune trecătoare, ci o pasiune de lungă durată pentru această cultură, care este dragă, în primul rând, pentru mulți dintre noi și are multe de oferit și are multe de oferit tuturor. So it is always good that something begins and continues for a long time, and what is more important is Namaste India has been expanding over the years. Deci pe lângă faptul că are continuitate, festivalul s-a și extins de la an la an. So thanks to the organizers and thanks to all of you for coming today. Mulțumim organizatorilor, dar și dumneavoastră pentru că ați venit astăzi aici. And I especially feel happy that there are lots of young people who are attending today. Și sunt foarte, foarte fericit să văd și tineri și copii mulți în cadrul evenimentului. So have a nice time all of you and once again thanks to you. Vă doresc să petreceți timp de calitate și să vă bucurați de prezența în cadrul festivalului și mulțumiri tuturor. Îi mulțumim domnului ambasador pentru aceste cuvinte frumoase care sunt în rezonanță și cu spiritul festivalului, de fapt. Este o sărbătoare a Indiei pentru cei care iubesc India, făcută posibilă de toți care ne-am pus efortul, am pus mână de la mână și umăr de la umăr să facem acest eveniment posibil.